Prin numirea silită a unui avocat din oficiu, se încalcă dreptul la apărare a deputatului Ilan Șor. O spune apărătorul acestuia, Aureliu Colenco, care a anunțat că va contesta decizia magistraților la Curtea Supremă de Justiție. Potrivit lui, clientul său nu are nevoie de serviciile unui jurist numit contrar legii, pentru că acesta din urmă a cerut 10 zile ca să citească tot conținutul dosarului de 10 volume, ședința de judecată de vineri a fost amânată. Precizăm că nu este pentru prima oară când instanța decide să numească în dosarul lui Ilan Șor un avocat din oficiu. Denis Buțu a fost numit avocat din oficiu în cazul lui Ilan Șor la solicitarea procurorilor și în ciuda dezacordului avocaților. Chiar dacă motivul invocat de acuzatori a fost înaintarea în examinarea dosarului, acest lucru oricum nu se va întâmpla, ședința de vineri fiind amânată pentru că noul apărător are nevoie de timp ca să examineze dosarul de 10 volume. Pe viitor, avocatul din oficiu se va prezenta în instanță de judecată pentru a evita o eventuală tergiversare a examinării cauzei penale în cazul în care avocații aleși de către inculpat nu se vor prezenta. Avocații liderului partidului Șor însă sunt de altă părere. Potrivit lor, prin numirea unui avocat din oficiu, are loc o încălcare a legii, având în vedere că Ilan Șor dispune de serviciile lui Aureliu Colenco, Denis Calaida și lui Iulian Bălan, în calitate de apărători. Noi considerăm că este încălcat dreptul la apărare prin numirea silită a unui avocat din oficiu. Noi și acest lucru o să-l contestăm. La momentul de față se încalcă dreptul la apărare a inculpatului Ilan Șor prin faptul că este silit, impus să fie apărat de un avocat din oficiu, de care el nu are nevoie și de care este numit contrar legislației în vigoare. Apărătorii lui Ilan Șor mai susțin că refuză să achite amenda judiciară de 1000 de lei pentru neprezentarea la ședința de marți. Ei califică decizia Curții de Apel Chișinău ca fiind una ilegală, din motiv că au informat din timp instanța despre faptul că vor lipsi de la ședință, prezentând probe drept dovadă că exact atunci se aflau la alt proces. Prin decizia de marți nu se urmărește decât prelungirea intimidării clientului Ilan Șor, au menționat atunci avocații. Amintim că anterior Ilan Șor a reiterat că nu este beneficiarul banilor furați din sistemul financiar și că adevăratul jaf s-a produs după ce a fost înlăturat de la conducerea băncilor. Potrivit lui, guvernele din acea perioadă au oferit garanții de stat de aproape 14 miliarde de lei, invocând că în acest mod vor salva cele 3 instituții financiare lichidate ulterior. Totodată, politicianul a declarat că este gata să se prezinte la ședința de judecată dacă va fi anulat mandatul de arestare eliberat pe numele său, pe care îl consideră ilegal. Judecătorii însă au refuzat să-l cerceteze în libertate. Următoarea ședință de judecată va avea loc la Curtea de Apel Chișinău în data de 11 noiembrie.